Like și subscribe dacă nu vrei să vină clovnul ucigaș după tine. Mai bine nu verifica. Pe scurt, clovnul ucigaș a intrat în casă. Înainte să priviți această parte, priviți părțile precedente. După ce a fost furat prietenul, clovnul ucigaș mi-a lăsat o geolocație. M-am așezat în pace, am început să mă gândesc să merg după prieten sau nu. Eu, desigur, am ales să nu merg nicăieri. Am închis ușa, am revenit în camera, acum câteva minute în urmă am primit un mesaj video de la clovnul ucigaș. Prietenul meu, nu vrei să zâmbești pe prieten? Uite, ea practic nu se mișcă. Uite, haide să jucăm într-un joc. Care joc? În ce joc vrea să jucăm? Eu nu mai vreau nimic. De ce am închiriat, Doamne, acest apartament nenorocit? Uite în ce situație teribilă sunt. Oh my God, iarăși am primit un mesaj de la clovn. Ieși, coboară curte, coboară-te. Ieși, magnate de... Fuck, cum a aflat că sunt în apartament și îmi spune să ies? Oh my God, cine bate la ușă și ce cu lumină? De ce s-a stins? Unde este telefonul să-mi aprind lanterna? Doamne, cine bate la ușă? Am mers spre ușă, m-am apropiat de ușă, m-am uitat cine este, nimic nu văd. Stai, este clovnul, clovnul ucigaș! Este el, oh my God, ce s-a auzit? Cine a strigat? Cred că cineva din vecini. Doamne, cât de tare mi este frică, foarte frică. Oh my God, am mers la mine în cameră, m-am apropiat de PC. Clovnul ucigaș mi-a trimis un alt mesaj video. Ești sigur, da? Dar asta înseamnă că te voi rupe, că te va bucăci după te voi mânca. Îți dau 30 de secunde să găsești scrisoarea ascunsă în curtea ta. Părinte de tipul trece. Doamne, acum am primit acest mesaj, dar cum a reușit dacă bătea la ușă și mi-a spus că sunt singur, de unde știe? Poate am strigat sau poate are camere ascunse? Nu pot să înțeleg, sunt șocat, cine poate fi acest clovn? Plus la toate mi-a spus să ies în curte să găsesc o scrisoare. La un moment s-a auzit ușa, când am ieșit ușa era deschisă. Am mers spre ușă, nimeni nu era. Am decis să ies în curte și să găsesc scrisoarea de la clovn. Repede m-am coborât pe scări deoarece nu vreau cu liftul, poate să mă blocheze și să mă omoare. Am coborât, am ieșit afară, am început să caut scrisoarea. Am găsit o foaie, am ridicat. Iarăși pe foaie este indicată geolocația și scris te aștept. Oh my God, aceasta este foaia din apartamentul meu. Cum? Cum ea a apărut aici? Am ridicat capul. Oh my God, acolo este clovnul. What the fuck? Cum a apărut acolo? Doamne, ce să fac? Cum să ajung în apartamentul meu? Am reușit să intru în apartament. Nice, am mers la mine în cameră. Oh my God, pur și simplu nu pot să înțeleg cine e clovnul și de ce vrea să vin la el. Atunci lăsăm pe mâine dimineață. Oh my God, ce a fost asta? Adică să nu mă bucur.